George, ți-a fost dor de băieți, de pregătire, de petrol. Mi-a fost dor după vacanța asta. Eram dorni să venim la antrenamente, să ne vedem împreună, că a trecut atât de ne-am văzut la ultimul meci. Și ne bucură că ne-am văzut, suntem sănătoși și am început treaba. Cum de-ai refuzat o ofertă din Ligante? Nu vreau să mai vorbesc despre asta. A fost o discuție, am refuzat, le-am mulțumit celor care s-au gândit la mine și de la Târgu Mureș, dar am hotărât că e mai bine să rămân acasă, să ajut, să pun umor la proiectul ăsta frumos care s-a făcut aici, se face continuare și să sper visul meu să duc echipa până în prima ligă și să mai joc cel puțin un an în Ligante. Înțeleg, totuși e cam greu ca un jucător care acum e Liga 4 să refuze Ligante. Da, Petrolul, e greu să dai o echipă ca Petrolul pentru, nu știu, părerea mea, eu așa văd situația. Da, chiar dacă e Liga 4, chiar dacă situația e grea, nu sunt bani, dar nu m-am gândit la bani, m-am gândit cu sufletul. Că sunt proieștean și vreau să ajut această echipă să devină pe acolo unde este loc. Ok, mersi. Ce discuție ai avut cu băieții în vestiar? Ce le-ai zis? Urări de bine, urări pentru sănătate, noul an care să vină, care a venit de fapt să fie un an foarte bun, un an în care să ne atingem obiectivele. Obiectivele noastre sunt clar promovarea și formarea unei echipe foarte bune pentru următorul campionat din Liga 3 și să putem forma ceea ce ne propunem la acest club, un club puternic, un club sănătos, un club, știu eu, susținut de suporteri. Asta înseamnă atribuirea mărcii. Înseamnă multe, nu numai atribuirea mărcii, da, atribuirea mărcii și sigla sunt esențiale pentru noi, pentru că ne dă legitimitate, ne dă, știu, posibilitatea de a ne numi continuatorii Petrolului și eu cred că este o chestie de bun simț și o chestie de normalitate. Se va petrece așa ceva? Sau? Sper din tot sufletul că acest lucru se va petrece, pentru că în acest proiect comun pe care l-am început cu suporterii, cred că avem legitimitatea de a cere acest lucru. Veți accepta orice formulă prin care Consiliul Local va dori să dea emblema și marginea? Vom accepta o formulă care să fie, să intre într-un cadru de normalitate, o formulă în care primăria, Consiliul Local să aibă anumite certitudini și noi alături de ei într-o colaborare foarte strânsă și corectă. Tavi, cea mai importantă perioadă de pregătire probabil a noului sezon, ce noutăți sunt și care este programul următor? Noutățile nu sunt certe, nu sunt noutăți deja rezolvate, sunt cu niște jucători veniți, unii la probă, alții încercăm să le rezolvăm contractele și modul de a colabora cu ei. E clar că pentru noi este o perioadă foarte importantă, perioada importantă pentru orice echipă, perioada de iarnă, este cea mai lungă perioadă de pregătire. Este perioada în care se pun bazele din punct de vedere fizic pentru următorul campionat și cred că pentru următorul an în sine. Programul viitor constă în antrenamente zilnice. Vom încerca să rezolvăm un cantonament. Încă nu este... Suntem în discuții pentru un cantonament. Sper să reușim să-l rezolvăm. Dacă nu, vom face antrenamente aici, la bază, însemnând baza, știți cum e, la noi, în Prahova. Că vom face aici, că vom face la Valea Călugărească, că vom face la, știu eu, un teren sintetic, lucrurile trebuie să intre normal, dar am pregătit. Da. Din spate, pe cine ți-ai dorit? Din spate, sincer, mi-aș dori toată echipa. La nivelul ăsta vă dați seama că mi-aș dori toată echipa. E clar că vrem să ajungem la nivelul lor de performanță și dacă tot Dumnezeu să fie mai bine, cu atât mai mult. Financiar, da. Așa cum spun băieții, financiar. Dacă zici tu, Chirule, te crede. În momentul ăsta suntem într-un stadiu normal în care noi avem plățile făcute către stat, către jucători.
Rămâne să inițiem o procedură prin care să vedem care va fi forma agreată de Consiliul Local, să formăm o societate, ori pe acțiuni, ori o societate comercială, vedem care este forma agreată, prin care oamenii care sunt dispuși să investească la Petrolul să aibă cadru legal să facă. Natalia, asta înseamnă deci până la 15 februarie să fie totul ok, așa cum să... La 15 februarie încercăm, purtăm discuțiile cu cei de la primărie să facem asocierea. Forma care va lua după aceea noua societate, o să discutăm împreună cu ei. Vor fi parteneri cu noi. Așa s-a spus, nu? Poate am înțeles eu. S-a spus de genul următor. Se va studia asocierea primăriei cu Petrolul 52. Asta s-a discutat, nimic altceva. Uitați, modul